Polițiștii de frontieră ucraineni au descoperit în regiunea Odessa o conductă ilegală de vodcă. La scurt timp, guvernul de la Kiev a anunțat că aceasta era utilizată pentru a transporta alcool din Ucraina în Republica Moldova. Conform mesajul.ro, aflată la o adâncime semnificativă, această conductă duce chiar în dreptul casei unui cetățean în vârstă de 32 de ani. Acolo, polițiștii au găsit mai multe bidoane în care era alcool de contrabandă. Potrivit autorităților, conducta face parte dintr-o rețea construită în perioada sovietică, folosită pentru a transporta vodcă rusească ieftină în țările vecine. Țeava avea o lungime de 300 de metri și era îngropată în pământ. Se termina în casa unui ucrainean de 32 de ani din Podin, oraș din regiunea Odessa. Acolo grănicerii au găsit mai multe bidoane în care era alcool de contrabandă venit din regiunea transnistreană. Forțele de ordine ucrainene au distrus conducta și l-au arestat pe bărbat, conform realitatea.net.